După ce a fost administrată de Abel Apostol și Adrian Buleu, baza sportivă de tenis de câmp a Direcției Județene de Tineret și Sport a ajuns într-o stare deplorabilă. Conducerea direcției spune că în această perioadă face demersurile pentru a scoate la licitație această bază. Mai multe informații în materialul care urmează. Considerată în trecut una dintre cele mai frumoase baze sportive unde se poate practica tenisul de câmp, aceasta a ajuns într-o stare deplorabilă. Datoriile neplătite și lipsa îngrijirii bazei fac ca Direcția Județeană de Tineret și Sport să reintre în posesia terenurilor de tenis de pe malul Mureșului. Baza sportivă de tenis aparținătoare de JTS-ului, știm foarte bine că funcționează pe sezon, practic lunile de vară, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie până la începutul noiembrie. Celelalte luni sunt luni moarte, de întreținere și așa mai departe. În momentul de față, din trei contracte, două contracte sunt expirate și trebuie să respectăm ordin numărul 511 din 16 aprilie 2013 actualizat, care se referă la aprobarea procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul statului. Conducerea direcției se află în prezent în proceduri de pregătire a unei licitații. Avem obligativitatea de a face un raport de evaluare cu specialiști. Am trecut la acest demers, după care o să facem caietul de sarcini și referatul de oportunitate, îl vom înainta Ministerului, după care vom aștepta aprobarea Ministerului pentru a lansa licitația. Datoriile societății administrate de Abel Apostol și Alina Buleu către Direcția Județeană de Tineret și Sport Arad se ridică la peste 10.000 de lei, sumă care este greu de crezut că va mai fi recuperată vreodată.